Horia, odată cu situația asta pandemică și cu războiul acesta din Ucraina, iar acum observ că este o mare problemă și cu Moldova, Doamne ferește să se întâmple ceva și acolo, pentru că deja devenim un stat tampon aici și o să scade iar piața imobiliară și mai rău și o să le plece investitorii din țară. Am avut oarecare, să zicem așa, n-am încasat cum ne așteptam. Pentru că au fost mici ezitări din partea unor trusturi mari imobiliare, unor retaileri, însă, într-adevăr, nu avem foarte mult cash, însă toată lumea are foarte multe proprietăți în orașul Craiova, care pot să... Proprietăți care înseamnă cât? Câteva zeci de milioane de euro, practic? Obiectiv vorbind, înseamnă peste 100 milioane de euro. Peste 100 de milioane de euro? Așa da, mult? Pare în jur de 40 ceva de hectare de teren travilan. Da, cea mai bună locație din Oltenia, fără să exagerez. Deci el poate să obțină lichidități imediat, însă vezi cum e, deja a făcut sacrificii și eforturi foarte mari pentru echipa de fotbal. Sperăm că într-o zi să încasăm și noi niște bani, nu să... Totuși, poate ne calificăm într-o cupă europeană, da. Poate, nu știu, vine... Să vină și momentul ăla, a? Poate trebuie să vină și noi ca CSU Craiova jucători cu 1 milioane de euro, 9 milioane, cum l-a vândut pe Mitriță. Deci așteptăm vremuri mai bune, însă nu ne facem griji în punctul acesta. Deci cu cash-ul nu stați grozav, adică da. În sensul că n-aveți zeci de milioane să dați cash nu, acum caz, dar... și n-are nimeni. Stai, n-are nimeni asta. Da. Poate doar Gigi Becali. Poate domnul Șucu la Rapid. Da, nu știu. Dar, bine, pentru băgat în fotbal, mă refer. Da, da. Dar, ți-am spus, lichidități se pot obține, nu asta este problema. E bun, aveți și jucători interesanți. Știi cum e. Jucători foarte vandabili, de altfel. Da,